Wednesday. Decât să se cațere pe mine cum se te cațeri tu pe mari, lasă-mă pe mine să fac ce vreau. Mariana! Deci dacă te prind, știi ce să fac? Lasă-mă, Bogdane, nu mă mai trage așa că mă enervez, lasă-mă! Dar nu mă sperie eu, dacă îmi dă toată viața îmi plătește. Și suferă și familia ei și eu. Deci eu nu pot să cred, fetelor, că Mariana, o singură persoană, a reușit să vă enerveze da. Patru odată. Dar nu m-am pus fată să vorbesc nimic de aici de trecutul ei. Dacă mă pun să vorbesc, sare în aer asta. Că ți se va lua ecusonul și îl va primi Andreea, că ea nu o vei mai primi. Trebuie să-mi dai ecusonul. Unde-i prietenul tău, Jador? De ce a plecat? Cu cine s-a întâlnit? Cu cine mai vorbește la telefon? Cu cine vorbești și tu? Cu Andra. Eu? Ce, tu nu vorbești? Cu Zilu. Cine mai vorbește cu ea? Îi mai scrie Jador. Ți-a plăcut Bogdan mai mult? Da, mi-a plăcut Bogdan mai mult. Trebuie să-i despart? Știți că din prietenie se poate ajunge și la iubire. Eu vreau să-i arăt o poză. Când te-ai bătut ultima dată? Mai bine râde lumea de tine. Sincer, nu mai știu. Fac ca Bogdan. Dar nu... Eu ți-am zis, nu-s genul ăla agresiv. A, nu ești. Nu ești agresiv. Sunt agresiv doar cu cine merită. Dar se vede pe tonul... Pe tonul în voce. Da, ei, să vă pup. Timpul vocal. Și noi pe aia cu mutul. Vlad. Dar nu știam unde-l știam pe el. L-am văzut pe Ferentar la spălătorie acolo la mine. Nu mă, n-ai treabă. Ba da. Cred că mă confuzi. Nu, frate, am mers că a fost cu mine la un concurs, am da. Fost, ne-am antrenat pe la și Iași. Da, s-a dus el odată și a spălat mașina acolo. Păi da, mă, dar nu de la ea. Da, știu, dar era cu ea. Da, dar e gen, e tovarăș. Dar vorbești și tare, mă. E tovarăș cu da, Turcu, mă, știa pe Roxana de la Turcu. Nu știu, n-are ea treabă cu ea. Da, l-am văzut acolo, la... când am fost în vacanță. Păi da, de la, Roxana, de Roxana, Roxana și... Roxana ieșea cu Turcu. El o știe pe Roxana de la Turcu, gen. Ah, nu? Da, de la Alex, o știu. Ce faci, mă, aici, bă, mânzule? Am zis să vin și eu puțin pe aici să văd cum îți treburile. Da, repede, nu pot să cred ce mic în lumea. Da. A fost când am câștigat locul 4 pițar, nu știu dacă știți, mă. La culturism și era și el. Nu știu care este. Ne cunoaștem înainte. Da. Tu te trimis asta stăgeată, fii sincer. Cine, Alex? Da. Nu. Dar nu, Turcu. N-am treabă. Da. Sunt pe treaba mea aici, aici pe treaba lor, n-am. Nu, de ce să mă trebuie? Gen, el, adică vă zic eu dinainte, eu vă zic eu și știți că nu zic așa, el e băiat bun, gen. Dar am văzut că și-a luat anturaj cu Turcu, gen, în ultimii perioade și nu știam și cu eu el. Eu cu Alex mă cunosc dinainte, mă cunosc de vreo 7 ani de zile. Îți place vreo fată din casă? Da. Andra. Bogdan. Pare rău, Vlad. Acum să vedem. Da, normal, acum să vedem dacă-ți pare. Toate sunt frumoase. Acum... Da, dar aia e sfata greșit. Adică, succes, na. Succes. Ți-am spus, mie îmi place competiția, dar... Na. M-a pus să fac un top 3, m-au pus fetele. Și am făcut, am pus Andra, Andreea și Mari. Și? Mari. Și mare e greșită. O smari și a început să râdă. A venit și a ales fix fata greșită. Nu era cazul. Nu știu cum ne-a simțit, adică energia de dincolo care era transmisă. Dar na, este o problemă. A ales-o, a văzut că... Adică nu știu dacă a văzut. O să-l conving eu că e alegerea greșită, dacă nu. Despre Mari, nu știu, nu mă bag. Mari a mai dansat cu alți băieți, adică nu era. N-ar fi fost o surpriză să o chem la dans să accepte. Toată lumea greșește și tu vii și îți vin susținători în continuu, fiecare zi, Bianca. Da. Da, în fiecare zi, da. Ți minți. Și dramatizezi. Da. Maxim. Bine că sunt deșteaptă. Păi nu ești, că noi ne-am dat seama, uite. Da.
Pentru noi nu ești. Pentru publicul care minți. Poate bine. Niște dacă tu vrei să fraiere și fix problema ta. Poate tot facem fals. Facem ITV toate. Nu mai vorbi la facem. Faci. Exact. Despre mine te rog să nu te pronunți. Păi așa toate pe rând. Ba de mine, am nu că iau ce te bagi, Mariana? Tu ce te bagi? Nu că iau apărare. Adică noi ne dăm cu părerea. N-am făcut-o nimeni nici e părerea mea. Și mi-o expun de câte ori sunt nevoie. Păi de ce? Tu ce crezi că trebuie să vorbești aici? Vezi că știi și tu. Dă-și mie undela. Da. Vezi că știi și tu. Te duce. Păi, da, în ce începuțe în mintea. De-aia te bagi toate cadrele importante. De-aia te bagi toate cadrele importante. Ca să fii în primul plan. De-aia dacă dansează un băiat și o fată, vii tu. Nu poate să aibă nimeni un moment că vii tu. Ce părere ai de Mariana? Mariana? Bă, ai fată bună, dar e vorbăreață. Mai mamă, direct la DJ, mă. Dacă întrebai de Andra, te mai înțelegeam că ai scăpat aia, dar de Mariana... Dar ce ai pățit? Că nu am uitat să te întreb. Mi-a crescut o ceva, de gestul trebuie să mă operez. A, ți-o genunghi în carne sau? Exact. Da, e nașpa. Mariana, păi, e vorbăreață, bă, nu mai vorbește foarte mult, dar ea e așa, e bună la suflet, nu-i... Na. Acum nu știu, nu... asta e părerea mea la prima vedere, nu? O să cunoști, mai bine. Eu ținut aici, pe scări? Da, m-a dus până sus. M-a mai ținut pe fără și fața ușii. Ana, auzi, doamne. Andra. Andra s-a arătat... Andra s-a arătat... Cum? A fost deschisă la dans sau cum? Da, a fost deschisă. A fost deschisă, nu? Ha. Ca o poartă deschisă. Da? O carte deschisă. Încântat, așa zic. Mi-a adus și un pahar de apă. Gata, acum să explic tot. Chiar că doarme în hol. Nu, asta... Altceva, am înțeles și ce se vorbea... Păi no. Să-mi treacă emoțiile. Au văzut că am puține emoții. Nu, no, Vlad, sunt alte chestii la mijloc. Abia acum am înțeles eu tot. Gata, nici nu mai sunt supărat. Nu știu, dar când am început să dansez cu ea, mi-au trecut emoțiile din instantaneu, așa. Da? Da. Au fost... Adică e coaptă la emoțional când intri în casă. No. Nu, mă, lasă, dacă am înțeles asta cu apa. Dane! Nu-i p***ți de loc, Andra. Dane! Parcă l-am văzut puțin că se simțea atacat, că ar avea o concurență. Acum rămâne de văzut spre cine va face mai mulți pași, Andra, spre el sau spre mine. Deci în toate momentele importante tu te bași ca să fii în prim plan și tu ne spui nouă că noi facem materiale. Da, nu auzi. Eu mă refer la general, ce vrei tu. O critică că dramatizează. Lasă ne cu criticatul. Părerea ei. Dar adică hai să nu strigăm. Mie nu-i place că Hai! Da, doar eu fac asta. Important e să plângi că simți, înțelegi? Nu pentru că trebuie să te vadă lumea atât. Eu îmi doresc foarte mult când o să se dea filmarea cu Simina și să plâng atunci, tare, și să ce plâng la Jador și zic că o să fie totul bine. Dar nu poți să plâng. Nu poți să plâng la Jador, la pies. La lasă-l tu pe omul ăla în pace, dacă s-a adunat. Dar îmi doresc mire, liniște, nu mai să merg după el. Continuă, lasă-l să stea liniștit omul ăla acasă. Chiar îmi doresc foarte mult să plâng la acea filmare. Pe pune-ți-o și plânge acasă. E frumos, e frumos. Plânge în pace. Dar nu poți, Mariana. Ce zice noi și ce înțelegeam de aceea subiect? Mariana, hai cu cine faci? Nu ai cu cine, asta vă doare. Nimic ce fac eu nu-i bine. Și spui să tacă, urli la el, o ataci cu aceleași arme. N-ai cum. Faceți pași unul spre celălalt, dar vă și jucați foarte mult. Îmi place să mă juc. Și cred. Și ei îi place. Păi n-auzi ce mi-a zis la canapea, că apropierile gen cu Jador sau așa erau gen menite să vadă cum reacționez eu? Unele din ele, că au fost și natural, au vrut și să-l cunoască, dar... Bogdane, chestia încă la început la voi. Ușor. Da, dar stai un pic, că... Da, ăsta e de față cu tine, într-adevăr. Dar un pic de dorință să-l cunoască și pe el a avut. Da, normal. Ca și cu oricine altcineva. Da. Dar nu te mai deranjează. Dar între timp... Păi, între timp a ajuns să mă cunoască pe mine, că am mai vorbit prin mesaje cât am fost acum, gen, liber. Și a ajuns să mă cunoască mai bine pe mine și-o dat seama că am ajuns, de fapt, amândoi la concluzia că avem mai multe lucruri în comun decât... Ia cu...
De cât ea cu el, dar gen de cât ne așteptam și noi doi. Tu, dar de ce e zi, Luandra, că vrei să faci cu Jador? Deci în live, Simina, nu ai zis că vorbesc mult. Ai zis că nu are o părere de niciuna. Tu, dar eu cred că Virgina? Tu, Virgina, ai zis că vrei să faci cu Jador. Nu să facă pentru prima oară. Ai fetelor răutăcioase inventate. Așa ai spus, Luandra. Asta ai spus, Luandra. Făceți-vă subiecte între ei, că ați mâncat împreună, nu cu mine. Vorbiți și ați... Dar de ce nu vrei să răspunzi? Cum ați mâncat? De ce nu vrei să răspunzi? Ai, 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 ai. Deci vă dați de gol, fetelor, fără mine. De ce nu vă atacați una pe alta? De ce dar nu vă scoateți în ochii? Atacăm, că tu ne atac. De ce eu? De ce eu? De ce? De ce? Că, că tu te bagi în ochii. Că sunt naturală și voi nu? Fără mine nu-i nimic. E Virgina, frate. Voi vedeți, nu sunt eu, e tăcere mortală. Da, producția peste voi. Și nu mai ca Bianca, vorbim de dragoste, de sorele. Ca pe un frate, nu vede. Avem o discuție legată de puterea dragostei. Se vede. Se vede, se vede, o să se vadă. Decât să se cațără pe mine cum se te cațări tu pe mari, lasă-mă pe mine să fac ce vreau. Mariana! Deci dacă te prind, știi ce-ți fac? Lasă-mă, Bogdane, nu mă mai trage așa că mă enervez, lasă-mă! Dar nu mă sperie eu, e dacă îmi dă toată viața îmi plătește. Și să ferești familia ei și eu. De ce nu poți să crezi, fetelor, că Mariana, o singură persoană, a reușit să vă enerveze de patru odată? Dar nu m-am pus fata să vorbesc nimic de aici de trecutul ei. Dacă mă pună să vorbesc, sare în aer asta. Și că ți se va lua ecusonul și îl va primi Andreea, că ea nu o vei mai primi. Trebuie să-mi dai ecusonul. Unde-i prietenul tău, Jador? De ce a plecat? Cu cine s-a întâlnit? Cu cine mai vorbește la telefon? Cu cine vorbești și tu? Cu Andra. Eu? Și tu nu vorbești? Zilnic. Cine mai vorbește cu ea? Îi mai scrie așa doar. Ți-a plăcut Bogdan mai mult? Da, mi-a plăcut Bogdan mai mult. Vrei să-i despart? Știți că din prietenie se poate ajunge și la iubire. Eu vreau să-i arăt o poză.